Aș dori într-un fel să folosesc pasajul care a fost citit pentru a face un salt spre o idee care a fost puțin amintită și voi face saltul acesta printr-o întrebare. Care a fost secretul biruinței Domnului Iisus în ispită? De ce Domnul Iisus a biruit? Cred că Scriptura ne arată lucrul acesta clar în pasajul care a fost citit. Pentru că înainte de pasajul acesta ni se prezintă botezul Domnului Iisus și spune: în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Într-o altă evanghelie ni se precizează suficient de clar că Domnul Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Iar după aceea, după ispitire în Luca capitolul 4, 14, spune: Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Deci Iisus intră în acea perioadă de ispitire plin de Duhul Sfânt și iasă tot plin de Duhul Sfânt. Și cred că eficiența, modul în care Domnul s-a raportat la toată situația aceea și perioada aceea, a stat în faptul că Domnul Iisus a fost plin de Duhul Sfânt. Și, în plus de lucrul acesta, a stat în faptul că Domnul Iisus s-a bazat totdeauna, continuu, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt două lucruri pe care Dumnezeu le-a unit și omul n-are voie să le despartă. Care? Plinătatea Duhului Sfânt și cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste două lucruri stau la baza biruinței noastre, stau la baza împotrivirii noastre biruitoare față de vrăjmași în fiecare zi. Plinătatea Duhului Sfânt și cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Fără cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu nu există plinătatea Duhului Sfânt. Fără plinătatea Duhului Sfânt nu există cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Cele două lucruri nu pot fi despărțite. Ele merg împreună. Luați sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează cu sabia care este Cuvântul, da? Cuvintele mele, Domnul spune, cuvintele mele sunt Duh și viață. Cuvântul Domnului Iisus este Duh. Vedeți legătura dintre ele. Sau Biblia vorbește despre Duhul adevărului. Despre Duhul adevărului. Sunt foarte multe pasaje, o sumedenie de pasaje care leagă Evanghelia de Duhul Sfânt, adevărul de Duhul Sfânt, cuvântul de Duhul Sfânt. Aceste lucruri nu trebuie despărțite. Să nu ne așteptăm ca Duhul Sfânt să lucreze într-un mod automatic, așa, în noi, și noi să biruim pe Satan așa, de la sine, pentru simplu fapt că noi suntem plini de Duhul Sfânt. Este o mare înșelare asta. Dumnezeu biruiește prin viețile noastre, în viețile noastre, prin intermediul Duhului Sfânt care locuiește în noi și prin intermediul Cuvântului Sfânt care locuiește în noi. Duhul Sfânt locuiește în noi, dar în același timp Biblia spune Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și aș vrea să ne uităm la un pasaj din Sfânta Scriptură. Am văzut felul în care noi trebuie să abordăm Cuvântul lui Dumnezeu prin călăuzirea Duhului Sfânt. Un pasaj care ne vorbește în mod special despre această legătură dintre plinătatea Duhului și priceperea Cuvântului lui Dumnezeu. Da? Legătura dintre Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni capitolul 1. Dacă doriți să fim biruitori și vedeți, Satana nu doarme niciodată. Satana nu doarme niciodată. Și când noi dormim, Satana tot nu doarme. Satana își face lucrările lui cu o consecvență și o perseverență și o hotărâre și o determinare diabolică. El nu obosește în lucrările lui nelegiuite. Și de aceea noi totdeauna trebuie să căutăm să fim în această plinătate a Duhului Sfânt și să avem această plinătate de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste două lucruri. Găsim această legătură în multe pasaje, dar ar dori să ne uităm la Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1. Unde Pavel face o rugăciune. În versetul 9 spune: de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și auziți. Și să cere să vă umpleți. Da? Ne rugăm să fiți plini de cunoașterea voiei lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească. Cei duhovnicesc vine de la Duhul Sfânt. Și vedem aici din nou, umplerea de cunoștința voiei lui Dumnezeu se face prin înțelepciunea și priceperea duhovnicească a Duhului Sfânt.
Este legătura aceasta între voia lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Dar observați în primul rând versetul 9 că spune: de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi să vă umpleți. Ceea ce îmi spune mie că dacă Pavel se ruga necurmat pentru plinătatea Duhului Sfânt, aceasta este o nevoie necurmată a noastră. El se ruga necurmat. De ce se ne ruga necurmat pentru plinătatea Duhului Sfânt? Pentru că era o nevoie necurmată. Dacă noi ne-am putea umple de Duhul Sfânt odată pentru totdeauna, n-ar mai fi nevoie să ne rugăm tot timpul pentru asta, nu? Dar fiindcă avem nevoie să fim plini totdeauna de Duhul lui Dumnezeu, este necesară această rugăciune. Așa se face umplerea cu Duhul Sfânt. Printr-o rugăciune, printr-o smerenie, printr-o smerire la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru primirea acestei plinătăți ca noi să putem trăi cum vrea Dumnezeu. Prin rugăciune. Dacă Pavel se ruga pentru asta, cu atât mai mult ar trebui să facem noi lucrul acesta. Apoi observați, da, plinătatea Duhului Sfânt este o necesitate continuă. Niciun om, un om care spune, a, eu sunt plin de Duhul Sfânt, eu nu mai am nevoie, este un om de mândrie diabolică. Să crezi că ai ajuns la un punct în care tu te poți descurca singur fără Dumnezeu. Este fundamental greșit lucrul acesta. Asta este calea spre dezastru. Să ajung la un punct în viața mea în care cred că nu mai depind de Dumnezeu. Și Domnul a spus suficient de clar, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, nimic, la propriu nimic. De aceea avem nevoie mereu și mereu, mereu și mereu să venim înaintea lui Dumnezeu pentru a fi umpluți de puterea și de prezența lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea face față tuturor atacurilor, tuturor schemelor, tuturor strategiilor diavolului. Da? Umplerea, plinătatea Duhului Sfânt este o nevoie continuă a noastră. Plinătatea Duhului Sfânt o primim prin rugăciune și apoi observați, plinătatea Duhului Sfânt merge mână în mână cu cunoștința voii lui Dumnezeu. Zice să vă umpleți de cunoștința voii lui. În anumite denominații se vorbește mai mult despre plinătatea Duhului Sfânt. În altele denominații sau culte sau cum vreți să le spuneți dumneavoastră, în alte adunări se vorbește mai puțin. Dar Satana este foarte șmecher. Fie Satana îi convinge pe oameni să nu vorbească deloc despre plinătatea Duhului Sfânt, fie atunci când îi face să vorbească despre plinătatea Duhului Sfânt, îi face să vorbească greșit despre ea. Și n-ai niciun câștig nici într-o parte, nici în alta. Calea de mijloc, calea biblică este să vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt așa cum ne spune Biblia. Și vreau să vă spun că cei mai mulți oameni care vorbesc despre plinătatea Duhului Sfânt nu vorbesc despre plinătatea Duhului Sfânt în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre oamenii care vorbesc despre plinătatea, am fost un pic cu Duhul Sfânt, însă afon spiritual. Însă afon în ce privește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, sunt analfabeți. Scuzați-mi expresiile, au retard spiritual, retard de cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Nu știu nimic, zero. Ei sunt plini de cuvântul, ei sunt plini de Duhul Sfânt. Ei nu știu nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că umplerea se face de cunoașterea voii lui Dumnezeu. De ce? De ce plinătatea Duhului Sfânt depinde de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu? De ce Domnul Iisus era plin de Duhul Sfânt și plinătatea Duhului s-a manifestat de 3 ori când a vorbit Domnul, a spus, este scris. N-am spus că când a venit Satana la el, a, eu sunt plin de bucurie, am o stare de extaz spiritual. Îmi spunea cineva astăzi, domnule, asta este vrăjitorie, asta este ocultism. Să căutăm noi nu știu ce fel de experiențe despărțit de cuvântul lui Dumnezeu. A este cu totul altceva, nu este experimentarea autentică a lui Dumnezeu. Zice să ne umplem întâi, umplerea se face de cunoștința voiei lui. De ce? Întreb din nou. De ce? Pentru că Dumnezeu dă putere doar acelora care vor să trăiască după voia lui Dumnezeu. Nimănui altcuiva nu dă putere. Nimănui altcuiva. Dacă găsești un om care n-are nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu și spune că e plin de Duhul Sfânt, este un mare mincinos. Poți să-i spui, desluși lucrul acesta. Ești un mincinos. N-ai nicio treabă, tată. Eu sunt umplut de Duhul Sfânt atâta timp când sunt într-o relație corectă cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când vede Dumnezeu în viața mea, că eu sub cercetarea Duhului Sfânt, doresc să fac voia lui Dumnezeu și zi de zi caut să împlinesc voia lui Dumnezeu, pentru asta și omul acelui de Dumnezeu putere. Că vede că omul acela vrea să facă voia lui Dumnezeu. Așadar, primul semn prin care cunoaștem că un om este plin de Duhul Sfânt este raportarea lui la voia lui Dumnezeu. Raportarea la voia lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. Și testul este simplu. Dacă deschid odată pe săptămână cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt plin de Duhul Sfânt. Dacă n-am un interes pentru voia lui Dumnezeu, nu sunt plin de Duhul Sfânt. Dacă nu vreau să fac voia lui Dumnezeu, nu sunt plin de Duhul Sfânt. Dacă eu nu fac lucrul acesta banal, să-mi iau în fiecare dimineață, în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu, când apuc eu? Și să zic, într-o dorință sinceră înaintea lui Dumnezeu, să-mi însănalțe
din inimă, poate numai un suspin către Dumnezeu. Doamne, vreau să împlinesc în domeniul ăsta voia Ta, în care sunt falimentar. Dacă nu există lucrul acela, nu vine Duhul Sfânt să umple ființa mea. Întristez pe Duhul Sfânt care este în viața mea. Îl întristez, în fiecare zi îl întristez prin ignorarea voii lui Dumnezeu pe care eu trebuie să o împlinesc. Acesta este primul semn. Plinătatea Duhului Sfânt duce la o cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mă imboldește să caut cuvântul lui Dumnezeu. Dar observați ce spune aici. Să vă umpleți de cunoașterea voi, de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. De ce spune pricepere? De ce să cunosc cuvântul duhovnicește? A spus puțin Ștefan despre faptul că atunci când citesc Scriptura am nevoie să o înțeleg sub călăuzirea Duhului Sfânt. De ce? Că există și o înțelepciune și pricepere lumească. Iacov vorbește despre asta. Firească, lumească și drăcească. Ce? Diavolul nu știa cuvântul lui Dumnezeu? Vă spun că diavolul știe Biblia mai bine decât noi toți, la un loc. Îl ajută la ceva asta? Nu? Zice și Iacov și draci cred? Și se înfioară. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Și bine faci, zice Iacov. Dar și draci crezi și se înfioară. Și diavolul știe teologie mai multe decât noi. Și doctrine mai multe decât noi. Și versete din Biblie mai multe decât noi. Dar Pavel nu pentru asta se roagă. Pavel se roagă să avem o cunoaștere a voii lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și pricepere diabolică, nu firească, ci duhovnicească. Care e diferența? Diferența este că omul care are o cunoaștere duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu, practică cuvântul lui Dumnezeu. Satana nu practică cuvântul lui Dumnezeu, are o credință, dar fără fapte. Omul care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu în sens nu doar mental, ci duhovnicește, ajunge să iubească acest cuvânt, să-l înțeleagă și să-l trăiască. Și să-l trăiască. Nu doar ascultătorul uituci, spune tot Iacov, înșelându-vă, nu te înșeală nimeni, te înșel tu pe tine însuți, înșelându-vă singuri, ci împlinitori cu fapta. Asta face Duhul Sfânt, mă umple de cunoștința voii lui Dumnezeu, nu numai cu mintea, ci inima mea se îndrăgostește, iubește, se alipește de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Al doilea semn al plinătății Duhului Sfânt, sau al doilea rezultat al plinătății Duhului Sfânt, este o purtare într-un chip vrednic de Domnul. Zice să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, de ce? Zice pentru ca astfel, sau pentru ca în felul acesta, după ce ați fost umpluți de cunoștința voiei Lui Dumnezeu, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Fost persoane care, când am spus lucrul acesta, au fost persoane care m-au abordat nemulțumite de afirmația aceasta. Îmi pare rău că n-am fost mai clar decât atât, dar vreau să vă spun un lucru. Orice persoană care pretinde că are Duhul Sfânt sau este plin de Duhul Sfânt și continuă să fie curvar, bețiv, hoț, mincinos, copie la școală, neascultător de părinți, n-are plinătatea Duhului Sfânt. Am fost clar? Deci nu există așa ceva, să știți. Este o bajocoră la adresa lui Dumnezeu să spun eu sunt plin de Duhul Sfânt și continui să fiu cum am fost înainte. Nu există așa ceva. Am auzit pastori care se laudă, am făcut o stăruință, zice, după Duhul Sfânt și tinerii stăteau pe jos și atâta lacrimi și sudoare a coborât acolo că praful s-a făcut așa mâzgă, s-a uns pe față. Ce tineri devotați care au vrut să fie plini de Duhul Sfânt și au ieșit unii afară dintre ei și au continuat în curviile lor și în voțiile lor și în minciunile lor și în neascultarea lor și în faptele firii pământești și seamănă mai mult cu Satana decât cu Duhul Sfânt. Și zice, nu, a fost autentică lucrarea aceea de plinătatea Duhului Sfânt, numai că între timp s-au golit. Este și o jignire, o batjocorire la adresa lui Dumnezeu. Vă spun, înaintea lui Dumnezeu, fără niciun fel de frică. Ce au făcut ei acolo este ocultism. Este manipulare, este psihologie, este cu totul altceva. Aia nu este lucrarea Duhului Sfânt. Dar nici o stând așa, nefăcând nimica, noi nu suntem ca aia, nici așa nu e plinătatea Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt, întâi, când mă umplu de cunoștința voii lui Dumnezeu și doi, când cunoștința voii lui Dumnezeu duce la practică, la purtare, la o trăire schimbată, transformată, când nu există transformare. Ce folosiți să vă spun eu dumneavoastră în seara asta? Eu am fost umplut cu Duhul Sfânt. Păi cum, frate Andrei, ce s-a întâmplat? Am simțit așa, o bucurie extraordinară. Bine, ai simțit o bucurie extraordinară, dar tot mincinos ești. Am simțit așa, un extaz! Am simțit că am fost... Cineva m-a întrebat săptămâna trecută.
zice, tu crezi în răpiri, în răpiri sufletești din astea. Ia zic, domnule, eu cred într-o singură răpire, răpirea bisericii la Domnul. Nu cred, ce răpiri? A, nu, că eu știu, am prieteni, am nu știu cine care a fost răpit. În ce folos că a fost răpit dacă el trăiește tot ca diavolul? Ce? Cum e cu mine cu răpiri și cu lucruri de genul ăsta? Unde este purtarea transformată? El spune, a fost răpit, l-a văzut pe Domnul Iisus. Și el tot trăiește ca satana. Un om care s-a întâlnit cu Domnul Iisus ca apostolul Pavel nu mai trăiește ca satana. Deci nu se poate așa ceva. Pavel spune, om umplut de cunoștința voii lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, nu de alte duhuri, se poartă într-un chip vrednic de Domnul. Vrednic de Domnul. Duce la purtare. Cunoașterea duce la purtare. Cunoașterea, întâi Dumnezeu atinge mintea și apoi lucrul acesta se vede în practică. Sunt alții care spun, ce e atâta cuvânt, ce e atâta teorie, ce e atâta predicare, ce e atâta doctrină. Și frate, zice, m-am apucat să ascult o predică, dar erau 70 de minute! Aoleu, abandonat după 15 minute! 70 de minute, tinere! E luat ora asta, cum se predice așa de mult? 70 de minute! Oamenii nu mai iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Vor experiențe, vor sentimente, vor emoții, vor convertiri din astea la minut, vor transformări din astea la minut. Dumnezeu nu lucrează așa. Dacă noi pentru lucrurile noastre ne dăm zile întregi, luni întregi, ani întregi, ca să ne facem lucrurile noastre, de ce credem că în domeniul spiritual lucrurile ar merge altfel? Merg așa ușuratic, superficial, fără niciun fel de disciplină, fără niciun fel de interes, fără niciun fel de energie dată în lucrul acela. Nu merge așa. Fără sudoare. Fără silirea noastră la un moment dat. Fără stăpânirea trupurilor noastre. Fără lepădarea multor lucruri care ne împiedică, poate care sunt bune, să trăim după voia lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt se cunoaște prin cunoașterea voiei lui Dumnezeu, prin purtarea într-un chip vrednic de Domnul, în al treilea rând, zice, ca să-i fiți plăcuți. Omul care îi prinde Duhul Sfânt vrea să placă lui Dumnezeu. Omul care îi prinde Duhul Sfânt nu mai vrea să placă nici lui bunica, nici lui mama, nici lui soția, nici copiilor. A, nu pot, că ce o să zică cu tare? Pot să zică ce vrea. Ce contează? Ce spune ciuriburii sau ce spune regele Universului despre mine? Ce contează? Vă întreb, ce contează? Ce spun prietenii mei sau ce spune Dumnezeu Universului, care poate să-i facă praf într-o secundă pe toți? Contează ce spune Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt îmi deschide mintea să mă raportez la ceea ce îi place lui Dumnezeu. Dacă îi place lui Dumnezeu un lucru, nu mă interesează ce spun ceilalți. Vreau să-i plac lui Dumnezeu. Dar spune aici foarte important. Zice, în orice lucru. Vreau să-i fi plăcut în orice lucru. Și a spune că un semn al plinătății Duhului Sfânt, al patrulea semn, este faptul că Duhul Sfânt scoate din umbră poate multe domenii ale vieții noastre pe care noi am vrea să le ținem ascuns. Vreau să-i fiu plăcut în orice lucru. Vreau să-i fiu plăcut și când sunt la calculator. Vreau să-i fiu plăcut când sunt singur acasă cu telecomanda în mână. Vreau să-i fiu plăcut când sunt la servici și nu mă vede nimeni. Vreau să-i fiu plăcut când sunt eu singur cu soția mea. Vreau să-i fiu plăcut când sunt eu singur nu știu unde. Vreau să-i fiu plăcut în orice lucru și în orice timp. Asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu permite unui om credincios să aibă domenii private ascunse în umbră, în care Dumnezeu să n-aibă nicio implicare. Zice, totul până la bani. N-are Dumnezeu treabă cu banii mei. S-o crezi tu. Dacă ești credincios, are treabă Dumnezeu cu banii tăi. Nu poți face ce vrei tu cu banii mei. Cu banii tăi. Nu pot. Eu nu pot să fac ce vreau cu banii mei. Dumnezeu nu ne permite un domeniu în viața noastră credincioșilor care să rămână ascunzi de el. Știți care e problema? Că atunci când sunt chemați oamenii la Dumnezeu, nu ni se prezintă costul. Că primirea lui Hristos trebuie să se dovedească într-o trăire vrednică de Domnul Iisus Hristos. Și să dă o evanghelie și o mântuire din asta ieftină. Vine la Domnul Iisus, lasă-te, mântuiește, nu mai e niciun fel de treabă. Nu este așa. Este un cost pe care îl plătim. Și costul este acesta. Întreaga mea viață, fiecare secundă din viața mea, trebuie pusă la picioarele Domnului Iisus Hristos și trăită pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că se merită trăită în felul acesta. Plinătatea Duhului Sfânt apoi duce la o rodire. Auziți, o rodire. Vă aduceți, bineînțeles, aminte de această pildă a Domnului Iisus, prin care vrea să sublinieze un principiu universal valabil din punct de vedere spiritual, dar și fizic, material. Zice Domnul, un pom bun nu poate face roade rele, un pom rău nu poate face roade bune. Pomul rău nu poate face roade bune, pomul rău nu poate... E clar principiul ăsta. De ce cu plinătatea Duhului Sfânt asta altfel? Zice Domnul că omul umplut, zice, aduce roade în tot felul de fapte bune. Omul plin de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, este un om roditor. Este un om roditor. Omul care e născut din nou este un om roditor, omul care e plin de Duhul lui Dumnezeu este un om roditor.
omul care nu este roditor nu este plin de Duhul lui Dumnezeu, nu este născut din nou. Numai Duhul Sfânt poate să producă roadă în noi. Și ce mi se pare mie ironic, când se predică de multe ori despre roada Duhului Sfânt, se predică, da? Fraților, să avem dragoste, să avem bucurie, să avem pace, să avem îndelungă răbdare, să avem bunătate, să avem facere de bine, să avem credincioșii. Dar oamenii, uite că asta este roada Duhului. Ce este roada mea? Este roada Duhului Sfânt. El o lucrează în mine. De aceea am nevoie să fiu întâi umplut de Dumnezeu ca eu să rodesc. Eu nu pot rodi fără Duhul lui Dumnezeu. Acesta este un efect, un rezultat, o dovadă, o manifestare a plinătății Duhului Sfânt în viața mea, că rodesc în tot felul de fapte bune. Și să nu credeți că se referă la fapte caritabile pe care le pot face și alții la semafor când dă geamul jos și dă la 1-10 lei. Asta poate să facă și un ateu. Nu, fapta e bună aia când nu mă vede nimeni. Tot timpul este o faptă bună când trăiesc după voia lui Dumnezeu. Orice lucru pe care îl fac, după voia lui Dumnezeu. Acasă, la lucru, oriunde. Totul este o faptă bună dacă este făcută după voia lui Dumnezeu și este văzută și contabilizată și răsplătită de Dumnezeu și este o dovadă a locuirii Duhului Sfânt în viața mea. Că nu îl limitez pe Dumnezeu la un anumit timp sau la un anumit domeniu din viața mea. Apoi un alt rezultat al plinătății Duhului Sfânt este cunoașterea lui Dumnezeu. Zice și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Cum îl cunosc eu pe Dumnezeu? Păi Duhul Sfânt vine ca să mi-l descopere pe Dumnezeu. Scopul final acesta este, eu să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu, să văd frumusețea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune, de exemplu, fii sfânt, tu ce înțelegi din asta? Că El este sfânt. Din voia lui Dumnezeu îl înțelegi pe Dumnezeu. Că voia lui Dumnezeu este o reflexie a caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi cere un lucru pentru că El este ceva. Când Dumnezeu îmi cere mie ceva, asta spune ceva despre El. Dumnezeu spune, fii sfânt, ce înțelegi? Că El este sfânt. Iubește. Ce înțelegi tu? Că El este iubitor. Îngăduiți-vă unii pe alții. Ce înțelegi? Că El a fost îngăduitor față de noi. Iertați-vă unii pe alții. Ce înțelegi? Că El este iertător și îndurător. Voia lui Dumnezeu ne arată ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt îmi deschide mintea să înțeleg voia lui Dumnezeu, îmi deschide mintea în același timp să-L cunosc pe Dumnezeu. Să-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă eu după 20 de ani de trăire cu Dumnezeu, în ghilimele, eu nu cunosc mai mult pe Dumnezeu, e o problemă acolo. Acolo lipsește lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că lucrarea Duhului Sfânt duce la o creștere în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar apoi uitați-vă versetul 11, un alt rezultat al plinătății Duhului Sfânt este primirea unei puteri dumnezeiești. Întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui. De nenumărate ori am spus în locul acesta că sunt foarte dezamăgit de creștinismul ăsta slei de putere. E greu, nu se poate, s-a mintea deja lucrurile. Nu, greu, da, greu. Vremuri, da, așa spune Biblia, că în vremurile din urmă o să fie așa. Asta este, ne culcăm pe ureche, că așa o să fie în vremurile din urmă. Ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui? Dumnezeu spune în cuvântul Lui că plinătatea Duhului Sfânt nu ne arată doar voia lui Dumnezeu, nu ne dă ce la o purtare vrednică, doar la o purtare într-un chip vrednic de Domnul, ci ne dă și puterea pentru asemenea trăire. Noi suntem total neputincioși de a trăi cum vrea Dumnezeu. Corect sau nu? Total neputincioși. Nu putem împlini nici cea mai mică poruncă din cuvântul lui Dumnezeu. Totuși Biblia ne spune că poruncile Lui nu sunt grele. Nu sunt grele pentru cine? Nu sunt grele pentru omul care are puterea lui Dumnezeu. Ele sunt dincolo de puterile noastre. Fiecare dintre noi știm cât de greu e să fim răbdători la un moment dat, poate într-o situație banală. Îți ieși din pepeni, cum spunem noi, și te manifesti și te reveși. Păi ce ai făcut prostia, te uiți la ce ai făcut în urmă. La ce ai lăsat în urmă. De ce? Pentru că fiecare lucru pe care ne-l cere Dumnezeu este posibil de făcut doar prin puterea lui Dumnezeu. Dar asta spune textul ăsta. Umplerea aceasta zice întăriți, altcineva ne întărește, întăriți de Dumnezeu cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui. Nu se uită Dumnezeu, a, câte fapte ai făcut, atâtea putere sau nu. Zice cu toată puterea. Frați și surori, nu avem nicio scuză să nu trăim cum vrea Dumnezeu. Nicio scuză. Că Dumnezeu zice, ți-am dat câtă putere? Câtă? Toată puterea. Potrivit cu ce? După ce ne dă Dumnezeu. Când dai un test la școală, îți dă notă după cât ai scris. Aici nu scrie așa. Că ne dă Dumnezeu putere după cât am făcut noi. Ia să vedem cât ai făcut, Andrei, săptămâna asta. A, fiindcă ai făcut așa săptămâna asta, săptămâna viitoare o să-ți dau mai multă putere. Nu. Zice că ne dă potrivit cu tăria slavei Lui. Cu tăria Lui ne dă. Potrivit cu tăria Lui, nu cu puterea noastră. Că puterea omenească este de niciun folos în lucrurile duhovnice spirituale. Puterea omenească. Nu are nimic, nu are absolut nimic de spus în lucrurile duhovnice. Puterea omenească este egal cu zero. Ce privește importanța ei și
folosul ei și eficiența ei în lucrurile duhovnicești. Dumnezeu ne dă puterea Lui. De asta e importantă plinătatea Duhului Sfânt. Că ne dă, nu doar ne învață ce să facem, nu doar ne spune să ne purtăm într-un anume fel, ci ne dă și putere pentru a face lucrurile acestea. Și auziți ce spune. Un alt efect al plinătății Duhului Sfânt pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Vă aduceți aminte că răbdarea, îndelungă răbdarea cu bucurie, zice, lucrurile acestea sunt parte din roada Duhului Sfânt. Sunt un efect al lucrării Duhului Sfânt, al plinătății Duhului Sfânt în noi. Dar nu treceți cu vederea. Răbdarea și îndelunga răbdare ce înseamnă? Răbdare înseamnă să continui, să persiști într-un lucru, nu? Noi întrebăm de ce cineva n-a continuat în credință. Pe lucru e simplu. E foarte simplu răspunsul. Răspunsul se află în faptul că numai Duhul Sfânt ne poate face să continuăm. Și un om care nu are plinătatea Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt în el nu poate răbda, nu poate continua. Răbdare este egal cu perseverență, cu continuare, cu progresie. Și ne dă Dumnezeu, zice, răbdare și îndelungă răbdare. Și îndelungă răbdare. Perseverența noastră în har, noi putem ajunge la capăt numai datorită lucrării Duhului Sfânt în noi. Un om plin de Duhul Sfânt perseverează, cu siguranță, fără doar ce poate. Un om care are lucrarea Duhului Sfânt. Și uitați-vă că Apostolul Pavel se roagă ca toți credincioșii din Colose să aibă lucrul acesta. Și pentru cei din Filip se roagă la fel. Nu numai unii, nu numai copiii, nu numai părinții, nu numai soțiile, nu numai soții, toți, fără excepție, au nevoie să trăiască în felul acesta și el se roagă pentru toți. Și toți trebuie să persevereze. Dar apoi spune că trebuie să răbdăm și ne dăm răbdare, îndelungă răbdare, cu bucurie. Cum ne imaginăm noi răbdarea? Răbdare cu bucurie sau fără bucurie? De obicei ne imaginăm fără bucurie, da? Rabd, mă abțin. Frate, ne abținem. Când alții ne fac rău, noi ne abținem. Vai, ce grozav suntem că ne abținem. Răbdăm, frate, răbdăm. Când îți piedici în viață, când suntem, noi răbdăm, așa, supărat. Grea e viața, Doamne, dar noi răbdăm. Nu o spune Biblia așa. Biblia spune răbdare și îndelungă răbdare cu... Cum o fi asta? Păi numai Duhul Sfânt poate să-ți dea bucurie în încercare. Numai Duhul Sfânt, când ai piedici, când ai bariere, când viața e grea și îți vine să spui, m-am săturat de viața asta, Duhul Sfânt îți dă bucurie. Asta e diferența dintre tine și un necredincios. Nu că amândoi sunteți supărați când e greu, ci că tu când e greu, ai bucurie. Și nu doar că ai bucurie, perseverezi, treci prin lucrul acela. Mai spui, vedeți, fiecare dintre noi avem eșecurile noastre și căderile noastre și păcatele noastre. Și... Dar dacă te uiți, ai trecut prin încercare și ai ieșit cu bine de acolo. Dumnezeu ți-a dat putere. Duhul Sfânt te-a umplut ca să treci prin încercarea, nu să te prăbușești. Dacă ai ieșit din ea și încă ești copilul lui Dumnezeu, asta înseamnă că ai perseverat. Poate ai păcătuit în încercarea. Poate ai falimentat la un anumit punct. Dar dacă ai ieșit din ea și mergi în continuare, înseamnă că e o perseverență, nu? Nu înseamnă, numai dacă te-ai prăbușit și ai rămas acolo și te-ai dezlegat de viață cu Dumnezeu, numai așa ai putea să spui că n-ai perseverat. Indiferent de ce s-a întâmplat în momentul acela greu, dacă ai mers mai departe, ai o dovadă a lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Răbdarea, îndelunga răbdare, bucuria în încercare vine de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să ne dea lucrul ăsta. Și apoi spune versetul 12, un alt efect este mulțumirea. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Și ce face Duhul lui Dumnezeu când ne umple? Duhul lui Dumnezeu când ne umple ne deschide ochii la realitățile spirituale, la bogățiile spirituale. Te uiți la o lume care aleargă de dimineață până seara pentru lucrurile lumii acestea. Și nu e rău să le avem, că avem nevoie fiecare dintre noi de ele. Uneori umblăm mai mult după ele decât avem nevoie și asta e rău și un păcat pentru noi. Dar... umblând în lumea aceasta, Dumnezeu ne deschide ochii la bogățiile cerești, la moștenirea cerească. Și ne arată diferența infinită de valoare între lucrurile pământești și lucrurile cerești. Și de asta poți jertfi lucruri pământești pentru împărăția lui Dumnezeu. De asta. Pentru că înțelegi că lucrurile cerești sunt de o valoare mai mare decât lucrurile pământești. Dar numai Duhul Sfânt îți poate deschide mintea să faci asta. Credeți că nu sunt alți, mulți alți credincioși care în serica astea ar fi putut să fie în locuri unde oamenii să strâng, să laude pe Dumnezeu. Dar mulți care se numesc creștini nu se duc. De ce? Trebuie să muncesc, frate. Ca să aibă mai mult, să fac mai mult. Este eronat. Am de învățat. Hai mă, tu înveți în vacanță și de întâi de genul înveți. Ia atunci aș o găsi și o facă seara temele. Să povești. Să știți, eu nu cred poveștile astea. Asta-s povești. Am avut de mai pus un rând de faianță. Asta tot povești. Un om care apreciază bogățiile spirituale ale lui Dumnezeu, lasă orice. Să știți, lasă orice. Oameni bolnavi, oameni cărora le-a fost greu, oameni care au fost persecutați,
oameni care s-au riscat cu viața pentru o seară, să merită, Domnule, pentru două ore de părtășie să-și riști viața? Păi din punctul creștinismului de astăzi, oamenii aceia au fost niște oameni fără minte. Nimeni nu spune asta cu glas tare, dar asta e rezultatul. Când eu, în libertate, când trebuie să renunț la jumătate de oră de muncă sau la jumătate de oră de zisul ăla de învățat, să mă duc să mă bucur cu frații mei la părtășie, să mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu, când eu nu las nici măcar lucrul acesta și alții și-au riscat viața pentru două ore, ce spunem noi despre ei? Mă, nu se merită, mă, îți riști tu viața pentru alta lucru, vezi de treabă, lasă să te duci în altă duminică, când o fi mai sigur drumul până la peștera aia unde vă întâlniți voi să nu vă persecute nimeni. La ora actuală sunt țări în lumea asta și milioane de oameni care își riscă viața dacă s-ar duce într-un loc de închinare. Gândiți-vă la Coreea, gândiți-vă la China și alte locuri din lumea asta, țări mari, unde zeci de mii de oameni care își declară credința Domnului Iisus Hristos și își riscă în fiecare zi libertatea și sănătatea și viața copiilor lor și a soțiilor lor pentru a fi la părtășie cu frații. Și oamenii astăzi, în libertate, mi se pare că viața e grea. Da, viața e grea, trebuie să muncim. Da, tare greu la noi. Astea sunt minciuni pe care Satana le pune în capul oamenilor. Știți de ce se întâmplă asta? Fiindcă oamenii au plinătatea Duhului ca să aprecieze la adevărata valoare bogățiile spirituale. Tatăl care ne-a învrednicit să avem parte din moștenirea Sfinților în mine, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în El avem răscumpărarea, prin El iertarea păcatelor, atâtea bogății pe care oamenii nu le mai apreciază. Plinătatea Duhului Sfânt, în concluzie, repet, plinătatea Duhului Sfânt duce la o cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Cine nu cunoaște voia lui Dumnezeu, n-are interes pentru voia lui Dumnezeu, nu-i prinde Duhul Sfânt. Nu-i prinde Duhul Sfânt. Doi, duce la o purtare într-un chip vrednic de Domnul. Duce la o dorință de a-i place lui Dumnezeu în orice lucru. Duce la o orodire în tot felul de fapte bune. Duce la cunoașterea lui Dumnezeu. Duce la umplere cu putere pentru trăire după voia lui Dumnezeu. Duce la răbdare și îndelungă răbdare, adică la perseverență, la merge înainte. Duce la bucurie. Duce la mulțumire, o stare de mulțumire, de recunoștință față de Dumnezeu, de închinare, de laudă, de glorificare a lui Dumnezeu. Și deschide ochii pentru a vedea binecuvântările spirituale. Și fie ca Dumnezeu să ne dea într-adevăr ceea ce avem nevoie cel mai mult în vremuri ca acestea, această plinătate binecuvântată a Duhului Sfânt. Amin.